În noaptea de Revelion, când tot Romașcanul petrecea, un telefon anunța poliția că un grup de răufăcători spărseseră cecul din pietonalul Ștefan cel Mare. Tentativa de efracție a băncii a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, care a afirmat că acțiuni similare au avut loc în județ și în alte două localități, respectiv la Podoleni și Zănești. În noaptea de 31 decembrie 2018, în urma unei sesizări primite referitoare la faptul că persoane necunoscute ar fi intrat în incinta unei unități bancare din municipiul Roman, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman s-au deplasat la unitatea respectivă, unde, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, au constatat faptul că din interiorul din incinta respectivă nu a fost sustrase bunuri sau alte valori. De asemenea, în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de post calificat. Da, spuneți, există cercul de suspect sau se știe cine? Până în momentul de față, colegii mei iau în calcul toate ipotezele, urmând că atât cu întrebarea cercetării să comunic mai multe informații. Credeți că e vorba de o mimare a gestului petrecut în Ardeal undeva, parcă nu? Alo? Am avut cazuri similare în județul Neamț, la Podoleni și la Zănești, dar deocamdată este prima fost să tragem concluzii. Este o nouă dovadă a faptului că și la noi hoții s-au perfecționat după modele din străinătate și de aceea a apărut din ce în ce mai frecvent și la tot mai mulți oameni un sentiment acut de insecuritate. De altfel, explozia de la Brașov a unei sucursale a aceleiași bănci de stat și furtul bancomatului cu banii existenți în el, precum și a unei mașini, se pare că dau idei infractorilor din întreaga țară.